Oameni buni și dragi români din Serbia, continuăm seria noastră de dialoguri cu liderii comunității românești, aflați și ei în izolare la ora asta, datorită acestui cumplit virus care face ravagii, iată, pe toată planeta. Îl avem astăzi alături de noi pe domnul Dragan Demici, membru al Consiliului Național al Minorității Naționale a Românilor din Serbia. Vă spun bun venit, domnule Demici, alături de noi. Bun găsit! Bună ziua, toată lumea! Cum, ce faceți și cum îndurați, ca să spunem așa, cum vi se pare această izolare la domiciliu? Știți cum? Eu nu știu cum e situația în România de tot, dar deci măsurile care sunt luate în România sunt cât mai ușoare decât în Serbia. La noi, în acest moment, avem o izolare de 60 de ore, care a început de vineri, de la ora 16, și o să țină până la 5, până la ora 5 în luni acum. Deci toată lumea în izolare, nimeni nu poate să iasă la stradă. Este ora de poliție și cred că lumea și ține acum de lucrurile și de ori de poliție. Nimeni nu iasă nici unde, doar agricultorii care lucră, văd că trec cu tractoarele și lucrul lor, că fără de ei nu o să fie mâncare la toamnă. Deci situația în zona mea, în Serbia de Răsărit, deci și mai aproape în municipiul lui Petrovaț, e cât mai relaxată, pentru că noi nu avem persoane infectate de coronavirus. Să zicem, nu-s găsice. Cred că poate fi și când se va face testul, poate fi și se va găsi vreunul, dar până acum nu avem persoane afectate. În zona Petrovaț. Zona Petrovaț, dar asta și a fost, sunt foarte puține cazuri care sunt afectate. Eu cred că situația se va calma câta în zilele viitoare și cred că și măsurile restrictive care sunt foarte dure la noi se va cât am puțina și se va micșora. E foarte grea situația este prin orașele mai mari, prin Belgrad. Deci e foarte rea situație. Dar din oraș unde avem populația românească, e foarte grea situația în Ciupria, unde este și decesuri. Un medic a decedat din cauza virusului corona și e cât mai grea situația la ei. Dar toată zona noastră e cam așa, să zicem, liniștită de virusul ăsta, dar trebuie să avem răbdare să treacă, pentru că nu e situația doar în Serbia sau în România, asta e o pandemie planetară și noi nu putem scăpa de ea așa de ușor, până nu se calmează în toată lumea, nici la noi nu o să fie mai bine. Ai pomenit de Ciupria și știm că în apropiere de Ciupria trăiește și părintele Bobu cu familia lui. Știi ceva despre el? Cât mi-e cunoscut, Bobu e bun. Sănătatea lui e ok, nu s-a bolnavit de virusul ăsta. Niciunul din cunoscuții noștri, din oamenii, din liderii României și din Serbia de Răsărit și din familiile lor, nu sunt infectați de virusul ăsta, cât mi-e cunoscut. Deci mă aud cu fiecare, sunt sănătoși, asta e mai important. Deci, dar când va treia și asta, o să apropiașe lucrurile noastre care le lucrăm. Eu cred că asta nu o să țină, poate fi mai vreo 10 zile și o să liberează situația, o să fie mai liniștită despre ăsta virus. Domnule Demici, care mai este ce activitatea dumneavoastră de la Consiliul Național al Minorității Naționale a Românilor? Înțeleg că nu mai puteți face ședințe, dar țineți legătura și lucrați în interesul românilor din Serbia. Da, pot să vă spun că să lucră. Nu putem lucra așa
cum ar fi în situație normală, dar situația ne lasă să facem ședințe în formă electronică și noi în săptămâna viitoare trebuie să avem o ședință a Consiliului unde trebuie să adoptăm planul financiar și mai niște puncte care va fi la agenda a Consiliului Național. Am avut și niște probleme în Voivodina, la care am pus așa un punct de îngrijorare, unde în zona lui Deliblat, o zona lui Covin, am avut intenție de să vină să facă într-un camp. Asta nu e camp, asta e ca un loc unde s-a odihnit populația din zona lui Covin. A trebuit să vină și o parte din migranți care s-a acceptați din Valea, din Grecia, care a venit din Siria, din Afganistan. Și iar încercat să-i pun în campul acolo unde trăiește populația română. Asta a ajuns la Consiliul Național Român, unde noi am luat în stat la o gândire de să facem vreo acțiune, de că va fi așa ceva, dar că credem că dacă se acceptă acest mod, noi putem și să avem probleme în zona noastră, unde trăiește lumea noastră. Că cred, eu nu sunt om care prea mult are frică de migranți sau e xenofob, dar populația noastră e îngrijorată în aia parte și noi am luat o măsură dar să nu aducă migranții acolo, unde cred că am făcut un lucru bun despre oamenii să n-aibă frică, să nu se înghidească la lucruri rele. Și așa e destul de rău cu virusul ăsta, mai trebuie să avem și așa ceva. Asta e un detaliu care s-a întâmplat în ultime poate fi 10 zile, care le-am rezolvat așa cum s-a putut. Cu convorbirea cu guvernă, cu autoguvernarea din Covin și așa mai departe. Am făcut un lucru bun, cred, pentru populația noastră în Voivodina. Înțeleg că măsurile sunt mult mai drastice decât în România. Ca să îți explic despre ce e vorba, la noi, de exemplu, te poți deplasa cu declarație pe proprie răspundere, să faci cumpărături și multe alte lucruri. Înțeleg că la voi nu poți ieși din casă absolut deloc în acest weekend. Cum își fac cumpărăturile oamenii? Cum se aprovizionează? Știți cum? Toate cumpărăturile care s-au făcut până vineri. Deci acum, până luni, nu se aprovizionează nimeni. Deci toți stau în cășile lor, doar cu aia care au permisuri de la stat, sau de la Ministerul Afacerilor, sau de la alt minister, că se poate deplasa pentru lucruri care le fac. Deci merg ăștia cu tirurile, merg agricultorii și oamenii care aprovizionează, oamenii care n-au posibilitate să ducă, poate fi în magazine, le duc proviziuri, le duc medicamente și așa mai departe. Dar la noi, cred, iar mai dur decât la voi, pentru că tot weekendul și weekendul trecut a fost iar așa, cu ora de poliție. Deci de sâmbătă, n-a fost de luni, de vineri, dar acum e cât am grea situația și cred că așa măsuri care poate fi și eu nu cred că a trebuit să fie așa de dure, va da vreo roadă și va stâmpăra virusul ăsta care ne acum așa ne chinuie, dar eu n-am vorbă. Ce credeți că se va întâmpla după ce trece pandemia din punct de vedere economic? Pentru că, iată, este paralizată toată activitatea, în special turismul. Serbia a câștigat foarte mult din turism. Economia o să pățească foarte mult în asta. Eu nu sunt economist, dar fiecare să înțelege în lucruri și în economie,
cred că asta și aud în ei, o să fie foarte grea situație de noi. La noi sunt în șomajuri deja oamenii care lucră în firme publice, dar aia care lucră în firme private, particulare, ei nu pot să lucre într-un, nu știu, într-un birou, nu pot să fie mai mult decât două persoane. Sau într-o fabrică nu pot să lucre două persoane la loc închis. Asta e un lucru greu și eram pucea să lucrăm, nu se poate. Deci lege, un decret care a dus ne interzis și fiecare lucru de acest gen. Dar pot să vă spun și cum de că treceți acum prin Petrova, Snamlavi sau prin orașele care merg în coașa, oamenii foarte disciplinați stau înainte al magazine cu măști, cu manuși chirurgice. Deci foarte sunt disciplinate oamenii și asta și cât am așa mirat că așa de serios o să cace lumea la ăsta lucru. Știu că poporul nostru aici în Serbia e cumva liniștit și cumva nu prea crede în așa ceva, dar asta acum m-a surprins că oamenii poartă grijă foarte mult de sănătatea lor și de sănătatea ăia care îi înconjură. Deci e foarte, foarte bun să lucră și să respecte și legea și decretul ăsta care a dus. În România, de exemplu, foarte mulți români din diaspora s-au întors acasă, sute de mii de români. Cea mai mare parte dintre ei au reușit să infecteze pe cei din România. Care este situația cu diaspora sârbească? Au voie să se întoarcă acasă sau granițele sunt închise? Granițele sunt închise de cetățeni străini. De fiecare cetățen sârb are drept să întoarcă în Serbia. După ce se întoarce în Serbia, până nu va fi testat la virusul de corona, stă în carantină. Este niște campuri speciale pentru și vin în străinătate, dar și aia care ar venit înainte lui poate fi 10 zile, 20 zile și dacă n-au la test, nu era arătată că nu sunt pozitivi, stau iar în autoizolare de 14 sau 28 de zile. Nu pot să iasă din căș. Deci asta e și o problemă pentru cei ce vin din străinătate în coașă. Nu știu cum e în România, de la noi se intră cetățenii sârbi intră în Serbia. Și în România intră și îi duce direct în carantină, doar că noi avem o altă problemă. Primii care s-au întors din străinătate au fost cei care au rămas fără servici și evident, n-aș vrea să jignesc pe nimeni, dar cei care se ocupau cu furtul din buzunare și care făceau tot felul de ilegalități prin străinătate au fost primii care s-au întors acasă. Nu știu, la noi nu e așa. Lumea care s-a dus să muncească în străinătate s-a întors pentru că a rămas fără de lucru, că ei și așa n-a lucrat cu papire, n-a avut vize. Lucrau la negru. La negru a lucrat și de ei a fost problemă că imediat i-ar întors acasă. Acum, primul val care a venit încolo, cred că a dus virusul, eu nu aș zice că e asta, oamenii n-ar avut unde să ducă, normal că s-ar întors acasă. Dar poate fi statul n-a avut reacție bună cum să facă cu oamenii care ar venit, a trebuit poate fi imediat să-i pună în izolare, sau să-i testează la virus și să lucrurile să meargă cât mai bine în țară, că asta absolut distruge economia, nu doar pe ăia care ar venit din străinătate, ne distruge pe toți. Cred că pașurile care s-au luat ar fost întârziace și în Serbia, cred că și în România. A trebuit cu vreo 10 zile poate fi mai înainte să fie reacție la ăsta, la virusul ăsta din partea statului. Am înțeles că și la voi, ca și în România, alegerile parlamentare au fost amânate. Voi, românii din Serbia, începuseră să faceți pregătiri pentru o alianță
pentru a participa la aceste alegeri. Ce se întâmplă acum? Când vor fi alegerile și ce speranțe mai aveți că veți putea să vă reluați campania, să, eu știu, să avem totuși pentru prima oară în istorie un român în Parlamentul Serbiei? Da, noi, Asociației Românești din Serbia de Răsărit, fac o alianță acum cu un grup politic din Belgrad, în Serbia. Grupul politic se cheamă 21, Serbia 21. Serbia 21. Da, da. Și așa, noi toată speranța am pus-o pe prietenul nostru Živoslav Lazić, pe Živo Lazić din Veliko Gradište, care e la bun loc pe lista a acestei grup de cetățeni care va participa la alegerile viitoare. Și noi credem că ei va face un bun rezultat, pentru că și noi la teren lucrăm la acest lucru. Și după asta mi se pare că o să avem un parlamentar care va purta grijă de românii din Serbia. Până acum nu zic că n-a fost parlamentar de origine română în Parlamentul Serbiei. A fost foarte mulți, dar nimeni din ei n-a avut curaj, n-a avut nici dorință să lucre de neamul lor. Riva Lazic cred că va face ăsta lucru dacă trăiește ca parlamentar român. Doamne ajută! Se vorbea la un moment dat de Živa Momirović. De asta vă sunt surprins să aud de Živa Lazic. Živa Lazic e pus la bun loc. Deci dacă vă uitați la site-ul de Comisia Electorală, să găsești lista a grupului 21, cred că el e mai bine pus pe liste, deci cred că trece. E la locul 16. Ah, bun. Unde cred că o să fie asta. Ei sigur fac un rezultat mai bun și cred că trece și domnul Živa Lazić. Dar noi la localuri avem și în Petrovaț avem lista locală care merge aici. Iar un grup de cetățeni care e formată de mine ca un reprezentant al românilor și eu mi se pare că o să facem un rezultat foarte bun la alegerile astea și o să ne întorcem într-un mod mai glorios în Parlamentul local în Petrovaț la Mlavi. Alegerile sunt amânate. Până când? Nu se știe. Când trece starea de urgență, atunci noi o să progea un nou datum la care se va ține alegerile. Nu se știe până acum nimic. Nu știm cât o să țină starea de urgență. Când va sta starea de urgență, iar încep toate lucrările de alegeri și, mă rog, o să fie o luptă democratică, normală, în Serbia și cred că o să facem un rezultat bun. Înțeleg că acest virus, acest coronavirus a afectat și persoane de la nivel înalt, guvernamental. Înțeleg că e însuși fiul președintelui Vucic este bolnav de infectat cu COVID. Ați avut un ministru care a murit? Un secretar de stat. Secretar de stat. Dar asta sunt niște noutăți de poți fi o zi, două, de fiul lui președintelui Vucic care e infectat cu coronavirus. Cred că o să fie tot ok, el e om tiner. Asta e iar un virus care mai greu afectează oamenii în vârstă și ei mai mult trebuie să păzească de ăsta virus, dar normal, fiecare când se bolnăvește nu se știe cum e imunitatea lui. Dar cred că o să fie tot ok, nu cred că o să fie vreun lucru mai greu la ăștia mai tineri. Domnule Demiș, ne apropiem de finalul acestei intervenții. Desigur vom mai discuta pentru că oamenii vor să afle ce faceți dumneavoastră. Spuneți-mi, vă rog, ce gânduri transmiteți românilor din Serbia, ce gânduri transmiteți fraților din România și ce vă doriți pe viitor atunci când vor relua activitățile normale. Pentru perioada asta care ne afectează foarte greu cu virusul ăsta, vreau să trimit un mesaj
fraților noștri în România, cât și fraților noștri care trăiesc aici în Serbia, să-și stea acasă. Noi nu știm cât e virusul de greu adevărat. Noi nu l-am văzut așa în părțile noastre, dar din asta și vedem din șir și din aia și auzim de la oameni care trăiesc prin străinătate, a noștri oameni, eu pot să vă spun, mai bine stați în casă, purtați grijă de asta și a dat, de decretul care a dat statul și sârb și statul român, pentru că dacă respectăm toate regulile care sunt date, cred că o să trecem din asta neafectați în sănătate atâta de rău. Dar după asta ne vine vremea să începem iar cu lucrurile. E primăvara e și cred că agricultorii acum în mai mare parce trebuie să lucre și cred că să vă găsim modelul și în ăsta moment că să lucre așa, dar cred că tot o să fie bine și după asta mereu o să facem asta și am lucrat și până acum. Românii din Serbia de răsărit și oamenii care reprezintă neamul ăsta nostru aici o să lucre în favoarea neamului nostru și mai departe o să fie tot cum trebuie. Salut telespectatorii voștri la România și le doresc tot mai bine și o sănătate și o să ne revedem iar în România, că eu foarte des vin la voi și acum ești cetățean român de altfel. Cetățean român, da, și acum mi-e cumva tăiat de țara mamă, dar o să treacă și asta de vreo zi, pa să ne revedem iar încolo. Dragan, îți mulțumim foarte mult și sperăm să mai intrăm în direct. Este foarte important să auzim ce faceți voi, pentru că până la apariția acestei nebunii, acestui coronavirus, noi eram mereu în legătură și ne vizitam permanent. Da, o să fie așa și după ce trece asta. Mulțumim tare mult! Mulțumesc și eu! La revedere!